Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, continuăm astăzi incursiunea noastră în cel de-al patrulea capitol al Evangheliei după Luca, capitol al cărui subiect principal îl constituie ispitirea Domnului nostru. Am precizat încă de data trecută câteva aspecte generale legate de această ispitire. Un aspect important pe care trebuie să-l reținem este acela că Domnul Isus a fost ispitit ca un om, ca oricare dintre noi. Cu alte cuvinte, El cunoaște ce înseamnă ispita, el nu este indiferent, insensibil față de frământările noastre. Apoi trebuie reținut faptul că, ispitit fiind ca oricare dintre noi, a rămas totuși o mare diferență. Domnul Isus nu a păcătuit. Mergem acum mai departe, și un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem este acela că Satan este o persoană. Am aflat că un procent destul de însemnat de preoți sau predicatori spun că Satan nu este o persoană. Și totuși, Scriptura ne spune foarte clar că diavolul este o persoană. A apărut el în trup atunci când l-a ispitit pe Domnul Isus? A venit ca un duh sau ca un înger de lumină? Biblia ne spune că Domnul l-a întâlnit față în față. Trebuie să înțelegem că Satan este foarte subtil. Odată vine ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, pentru ca data viitoare să apară ca un înger de lumină care încearcă să înșele și pe cei aleși, dacă este cu putință. Poate că vă întrebați care este semnificația ispitirii Domnului Isus Hristos. Cred că de ajutor în această înțelegere ne va fi mai întâi înțelegerea cuvântului a ispiti. El are un înțeles dublu. A ispiti înseamnă a incita și a trage la rău, dar înseamnă și a seduce. Dacă o persoană poate fi sedusă să facă răul, acesta înseamnă că există ceva în acel individ, ceva care îl face să cedeze, nu poate fi o ispită decât dacă ceva din acea persoană ar putea ceda în fața ei. Totuși, aceste lucruri nu erau adevărate în ce privește persoana Domnului Isus. El putea spune, nu voi mai vorbi cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Nu știu cum se întâmplă în cazul vostru, dar de câte ori vine satan la mine, găsește un loc de care să se agațe. Însă Domnul nostru era sfânt fără vină, fără pată, separat în întregime de păcat. Încă o dată, ispitirea lui Hristos nu a fost o ispită pentru a face răul. Dar cuvântul la ispitima mai este folosit și într-un alt mod. În Geneza, capitolul 22, versetul 1, Dumnezeu spune că l-a ispitit, adică l-a pus la încercare pe Avram. De asemenea, el l-a încercat pe Israel timp de 40 de ani în pustie. Aici apare o întrebare: ar fi putut Isus Hristos să cadă la acest test? Nu. Domnul nostru nu putea să cadă la acest test. Atunci, era aceasta o ispită legitimă? A fost un test. Toate articolele noi sunt de obicei testate, puse la probă. De exemplu, cauciucurile și mașinile sunt puse la probă, sunt încercate. Vedem la televiziune ce teste imposibile sunt supuse modelele noi de mașini și prin ce sunt făcute să treacă. toate acestea pentru a ne convinge că acea mașină este rezistentă și nu poate fi distrusă. Dacă ceva nu merge, e a mare de fabricant. Domnul Iisus Hristos însă, încă o dată afirm, nu putea să cadă. A trecut această încercare fără să cadă. Atunci, din nou. A fost acesta un test legitim? Cu siguranță că a fost. Ispitirea Domnului Isus a arătat că avem un mântuitor sfânt, fără vină, fără pată, despărțit de păcătoși și care poate să mântuiască în chip săvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el. Domnul Isus a fost pus la încercare într-un fel în care noi nu vom fi niciodată încercați. Când suntem încercați, ajungem întotdeauna la un punct limită, în care suntem zdrobiți. Când ajungem la acel punct al zdrobirii, presiunea este înlăturată. Dar această presiune nu a fost înlăturată niciodată din viața pământească a Domnului Isus. Ispita lui Isus a avut trei aspecte, dragii mei. Fizic, psihologic și spiritual. Dar mai bine să vedem ce scrie evanghelistul Luca despre aceasta. Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile n am mâncat nimic în zilele acelea și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acesteia să se facă pâine. Observați, vă rog, diavolul nu i-a cerut Domnului Iisus să comite o crimă. În cele din urmă, pâinea este un lucru necesar. Cu o anumită ocazie, Domnul Iisus a hrănit o mulțime de 5.000 de oameni, iar într-o altă ocazie, 4.000. Eva s-a uitat la pomul din mijlocul grădinii Edenului și a văzut că este bun de mâncat, așa că l-a mâncat. Ioan numește această ispită pofta firii pământești. Omul trebuie să se hrănească pentru ca să supraviețuiască. Aceasta este filozofia celor mai mulți oameni. Refrenul zgomotos al mulțimii de astăzi este: ce vom mânca, ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca? Și din păcate, Cam la atât se reduce viața pentru foarte mulți oameni. Oamenii ajung să mintă, să fure, să înșele, să parieze, să bea, sunt în stare de aproape orice pentru a obține ceva pentru trupul lor. Femeile își vând cinstea pentru o haină de blană sau un inel cu diamant. Satan a arătat această stare vrednică de plâns a omului când i-a spus Domnului Dumnezeu: piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Sunt cuvinte scrise în cartea Iov, capitolul 2. Iov nu a cedat atunci, iar Domnul a folosit sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu pentru a-L învinge pe Satan. Isus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar să mergem la pasul următor. Satan îl testează pe Domnul Iisus în sfera psihologică. Diavolul l-a suit pe un munte înalt i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus a zis, Înapoi a mea, satano, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Acest test această încercare este legată de ceea ce Ioan numește pofta ochilor. În grădina Edenului, Eva a privit mai întâi fructul pomului din mijlocul grădinii și a văzut că era plăcut ochiului, era atrăgător. Satan l-a luat pe Hristos și l-a dus sus pe un munte și a arătat împărățiile acestei lumi. Bineînțeles că i le-a și oferit. Împărățiile lumii cuprindeau Marele Imperiu Roman, dar Domnul Iisus Hristos se îndrepta spre scaunul său de domnie pe calea crucii. Satan îi spunea, hai să sărim peste cruce. Pavel ne spune că propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Sunt mulți cei care încearcă să sară peste cruce. Ce nebunie era să alegi calea suferinței când satan oferea o cale cu mult mai ușoară. Acum aș dori să vă spun ceva ce poate o să vă șocheze este satanic să încerci să întemezi o împărăție aici pe pământ fără Isus Hristos. Nu există decât doi conducători, Domnul Isus Hristos și Satan. Cred că nu trebuie să-L ignorăm pe Satan. Dacă nu luați pe Domnul Isus în considerare, înseamnă că vă supuneți celuilalt. Pavel a spus că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. În final, Domnul Isus a fost testat în sfera spiritualului. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Isus i-a răspuns, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Regimei mei, mă întorc din nou cu gândul la grădina Edenului. Eva a vrut să aibă fructul pomului din mijlocul grădinii Edenului pentru că acesta dădea înțelepciune celui care îl mânca. Ioan numește acest test lăudăroșenia vieții. Aici avem de-a face cu sfera Duhului și a credinței. Satan voia ca Domnul să demonstreze că este Fiul lui Dumnezeu. Arată-le, demonstrează-le și vor crede în tine, spune el. Aceasta nu era credință, era doar infatuare. Era o provocare la adresa lui Dumnezeu. Credința nădăjduiește în tăcere în Domnul și împlinește voia lui. Este interesant de remarcat faptul că Satan a citat greșit pasajul din Psalmul 91. Așa cum tot greșit a redat cuvintele lui Dumnezeu în grădina Edenului. Verificați și veți descoperi singur acest lucru. Dar, de ce a fost ispitit Isus Hristos? Pentru a demonstra că și eu și voi avem un Mântuitor fără păcat. El este într-adevăr fără păcat, neîntinat, capabil să mântuiască. El a dovedit că i-a fost dată toată puterea. Astăzi există cineva în slavă, dragi prieteni, care înțelege tot ce simțim. Este minunat că avem un astfel de Mântuitor. Ioan scrie, copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ne putem bizui pe Domnul Iisus Hristos în orice situație din viața noastră, dragi mei. După ce Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, după ce l-a pus la încercare, Domnul a fost întărit și a plecat în ținuturile Galilei pentru a propovădui Evanghelia. Isus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. Cred că aceasta este o lecție pentru noi și trebuie să ne modifice punctul de vedere cu privire la rolul ispitelor. După ispitire, Domnul merge în puterea Duhului Sfânt. Ispita poate avea două efecte în viața unei persoane. Fie te întărește, fie te slăbește. Suferința și încercarea fie te vor îndulci, fie te vor umple de amărăciune, fie te îmblânzesc, fie te împietresc. Un vechi proverb englezesc spune că același soare care topește ceara întărește lutul. Natura substanței determină topirea, nu soarele, care este același și într-un caz și în celălalt. Dragii mei, Dumnezeu nu vă va împietri, el nu împietrește pe nimeni. Nu Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Faraon avea deja o inimă împietrită și Dumnezeu nu a făcut altceva decât să aducă acest fapt la lumină. Domnul nostru s-a identificat cu omenirea. Scriptura confirmă acest lucru. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preod milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatul norodului, Așa ne spune autorul epistolei către evrei în capitolul 2, versetul 17. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca om, așa că după experiența ispitirii a avut nevoie să fie întărit de Duhul Sfânt. Și dacă Domnul a avut nevoie de această întărire a Duhului, cu atât mai mult vom avea noi nevoie de puterea Lui. Dar acum El este în Galileea. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. După ce a fost ispitit, Domnul Isus s-a întors în Galileea și a început să învețe pe oameni în sinagogă. Acum, el era slăvit, lăudat de toți. Acest verset aproape că sună ca o doxologie. Știți că este posibil să lăudați pe Domnul și în același timp să-L respingeți? Este posibil să cântați o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu și să nu credeți nimic din ce spune El? Aceeași mulțime care a cântat o Osana și a vrut să-l încoroneze ca împărat, a doua zi s-a alăturat celor care cereau răstignirea lui. Mă gândesc la imaginea răstignirii având crucea goală în prim plan și în fundal măgărușul hrănindu-se cu ramuri de palmier uscate. Pentru că așa a fost. Într-o zi, Domnul a fost lăudat, iar în ziua următoare a fost răstignit. Ajungem acum la unul din cele mai frumoase momente relatate de Noul Testament. Este o imagine care radiază lumină. Este bogată în conținut și frumusețe. Iată cum redă Luca acest moment. A venit în Nazaret unde fusese crescut și, după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea a prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a un să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiez robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Acest incident este relatat numai de Luca și este atât de important încât nu l putem trece cu vederea. Ni se spune că Domnul s-a întors în orașul său natal după ispitire. În general, orașul se mândrește cu tânărul întors acasă după ce a căpătat faimă și renume. Așa cum era obiceiul zilei de sabat, Domnul Isus s-a dus în sinagogă. Observați că Domnul Isus nu a încurajat ideea atât de comună astăzi că poți să te închin lui Dumnezeu tot la fel de bine și în natură, Înapărat aparat, în locul desemnat de Dumnezeu pentru așa ceva. Domnul avea obiceiul să se ducă la sinagogă în ziua de sabat și nu în altă parte. Sinagoga era una din cele mai importante instituții religioase ale evreilor în vremea Domnului Isus. Se pare că sinagoga a luat ființă în vremea exilului babilonian. Evreii erau departe de țara lor natală, de templu și de altar. Fără îndoială că s-au simțit îndemnați să-i adune pe toți cei care erau evlavioși, Oameni cu frica lui Dumnezeu, pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu și a se implica într-un anumit fel în închinare. În cartea Ezechiel, în capitolul 14, și apoi în capitolul 20, ni se spune că bătrânii se adunau în jurul lui Ezechiel, și este posibil ca acest lucru să se fi întâmplat într-o sinagogă. După exil, sinagoga s-a păstrat. La început era folosită ca un loc în care se prezenta legea lui Moise. Ulterior a fost adăugat un timp de rugăciune și de predicare. Inițial însă, aici se făcea instruirea tuturor claselor sociale în legea lui Moise. În timpul vieții Domnului Iisus pe pământ exista câte o sinagogă în toate orașele mai mari. Acum pot să vă spun ce se întâmpla în una din zilele săptămânii din acei ani tăcuți ai vieții Domnului Iisus. Despre celelalte zile pot să spun doar că lucra ca un întâmplare. Sigur este însă că în a șaptea zi se ducea la sinagogă. Domnul Isus mergea acolo unde era Dumnezeu pentru a se închina lui. Deci, Isus a ajuns în sinagogă și i s-a dat cartea profetului Isaia. El începe să citească din ea. Pe vremea aceea, Biblia nu era alcătuită așa cum este acum. Scrierile sfinte nu erau împărțite în capitole și versete. Dacă ar fi fost însă, Domnul Isus a citit atunci din cartea Isaia, capitolul 61, primele două versete. Este interesant de remarcat locul în care s-a oprit el din citit. El nu a mai citit și cuvintele O zi de răzbunare a Dumnezeului vostru. A închis cartea și a dat-o înapoi îngrijitorului, înainte de aceste cuvinte. Domnul Isus nu s-a oprit din citit la sfârșitul frazei, ci înainte ca fraza să se încheie. Noi putem spune acum că Domnul Isus s-a oprit înainte de virgulă, dar atunci textul nu avea niciun fel de virgulă. El nu a mai menționat absolut deloc ce urma în acel fragment, dincolo de punctul în care s-a oprit din citit. De ce? Pentru că Isus s-a uitat la mulțimea din jurul lui și a spus: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Avem aici un fragment din scriptură care urma să fie împlinit până la o virgulă pentru ca restul să se împlinească la cea de-a doua venire a lui Isus. Ziua răzbunării nu a venit încă. Ce este ziua răzbunării? Psalmistul redă astfel cuvintele lui Dumnezeu. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Este vorba despre versetul 8 din psalmul 2. Cum va primi Domnul neamurile de moștenire? Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar, ne spune versetul 8 din același psalm. Aceasta este modul în care va veni Domnul la putere. Aceasta va fi ziua răzbunării. Aceasta este ziua Domnului și se va întâmpla odată cu cea de-a doua venire a lui Hristos. El a venit prima dată pentru a predica evanghelia celor săraci, pentru ca ei să fie mântuiți. Isus a venit uns de Duhul lui Dumnezeu pentru a aduce gloriosul mesaj al mântuirii. Noi încă mai trăim în ziua evangheliei. La a doua venire a lui Sus va fi însă ziua răzbunării. Dar oamenii, toți îl vorbeau de bine și se bucurau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Oamenii se uitau la el și își aminteau că nu este altcineva decât fiul lui Iosif, un tâmplar. Această constatare părea să strice tot farmecul. Cum ar fi putut fi el Mesia? Luca arată foarte clar că Domnul Isus a luat asupra lui fragila noastră umanitate, dar oamenii nu s-au putut detașa de ea. Isus le-a zis, fără îndoială, îmi veți spune zicala aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice apoi, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun prorog nu este primit bine în patria lui. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși, niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman Sirianul. Dragii mei, Domnul ilustrează acest lucru într-un mod cu totul minunat. El dă exemple din Scriptură, exemple de oameni care au trăit în afara țării poporului evreu și cu toate acestea au fost binecuvântați de Dumnezeu în chip miraculos. Prieteni dragi, locuitorii din Nazaret l-au respins pe Domnul Isus. Tu ce faci? Nu cumva te afli și tu, dragul meu ascultător, în rândurile acelei mulțimi? fie ca noi toți să fim printre cei care îl acceptă și se bucură de Domnul nostru. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.